Aleluia, slăvit să fie Domnul. Haideți să deschidem la Deuteronom, capitolul 30, de unde citim ultima parte a capitolului, versetul 19. Deuteronom, capitolul 30, versetul 19, pagina 227 în Sfânta Scriptură. Deuteronom 30 cu 19, am putea să avem în limba engleză proiectat, eu citesc în limba română. Cuvântul Domnului ca o chemare și avertizare pentru poporul lui Dumnezeu. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Amin, amin. Vă invit respectos să vă reașezați. America, Europa, fiecare țară în mod individual, fiecare biserică în mod individual, fiecare familie în mod individual și fiecare persoană în mod individual trebuie să facă alegeri în viață. Viața, de fapt, este o succesiune de alegeri și o determină una pe cealaltă. Contextul social în care noi trăim dovedește câteva alegeri nepotrivite, puțin spus, câteva alegeri neinspirate, puțin spus, câteva alegeri diabolice, câteva alegeri împotriva lui Dumnezeu în anii trecuți. Și acum se culeg roadele. În seara aceasta n-am o predică tipică, dar am din partea Domnului un mesaj. Nu avem PowerPoint, dar vă rog să fiți atenți, băieți și fete, frați și surori. La ora actuală, tânăra generație e copleșită, e apăsată, e stăpânită de TV și video games. Nu toți, și categoric nu toți copiii lui Dumnezeu, dar o parte din ei au căzut. Iată un barometru după care am putea să măsurăm punctul în care se găsește societatea americană. Peste 66% din copiii sub 2 ani urmăresc peste 2 ore de TV pe zi. La această vârstă nu ar trebui să privească screen-ul deloc, datorită fazei de dezvoltare a creierului. Până la vârsta de 2 ani de zile, niciun copil n-ar trebui să fie în fața unui screen, pentru că dereglează dezvoltarea naturală și normală a creierului. Copiii sub 6 ani urmăresc în medie 2 ore de TV, video, DVD pe zi, în afară de timpul educațional în care învață alfabetul sau despre animale. Această activitate e nocivă, otrăvește mintea copiilor. Copiii și adolescenții între 8 ani și 18 ani petrec zilnic 4 ore în fața televizorului și încă 2 ore, adică 6 ore împreună, încă 2 ore adiționale la computer și la video games, în afara temei de casă de la școală, 6 ore pe zi. 97% din adolescenți folosesc video games. Această industrie aduce în America aproximativ 12 miliarde de dolari pe an. Până la vârsta de 18 ani, un tânăr a vizionat în medie
200.000 de acte violente. Violența devine calea de a obține ceea ce dorești. Violența e fan, e distracție. Eroul, chiar persoana bună din filme, bate, lovește, împușcă, deci e ok, gândește copilul care vede aceste imagini. Copiii sunt înspăimântați și înfricați de imagini violente și de groază. Unii nu se mai pot odihni, alții se trezesc speriați din somn, unii au coșmaruri. Alții sunt urmăriți de aceste imagini, iar unii ajung sub apăsarea diavolului pentru o lungă perioadă de timp. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți probleme cu copiii de genul acesta. Nu dorm noaptea, nu sunt liniștiți, sunt cuprinși de un duc de frică, au coșmaruri, se trezesc în timpul nopții. Peste 90% din aceste simptome sunt un rezultat a filmelor, videogame-urilor și anturajului în care trăiesc. Și părinții sunt inconștienți. După cum cresc copiii, imaginile acestea reprezintă o sursă de inspirație pentru fumat, pentru alcool, pentru droguri, pentru activitate sexuală, pentru violență. Toate aceste imagini îi urmăresc și îi împing forțat de la spate și nu se pot controla. Copiii urmăresc și tinerii aproximativ 40.000 de reclame care vând tot felul de produse în fiecare an și te îngrozești ce văd acolo. În luna aprilie anului 2013, un articol din publicația Youth Violence and Juvenile Justice a examinat nivelul de expunere a celor 227 de juvenili închiși în Pennsylvania. În medie, fiecare ofensator, vorbim de 227 de tineri sub 18 ani închiși, în medie fiecare ofensator a comis 9 acte de violență serioase în ultimul an. Cum ar fi? Lupte în gang, lovirea unui părinte sau un atac asupra unei persoane. Rezultatele analizei arată că atât frecvența cât și afinitatea la game-uri violente au fost puternic asociate cu violența și comportamentul delict. Adică există o conexie strânsă între ceea ce copiii văd, la ce se uită, tinerii, ce vizionează și apoi viața lor și actele delicite de care se fac vinovați. S-au analizat 10 serii de crime uriașe în lume și au fost documentate și conectate direct cu videogames. Dau doar câteva dintre ele. În 2007, un băiat din Ohio și-a împușcat părinții din cauza game-ului Halo 3. În 2012, în Australia, mai mulți tineri se îmbătau și cu cuțitele atacau trecătorii, tot din cauza videogames. În 2008, în New York, 6 tineri cu baseball bats, cu bețe de baseball și rângi au ieșit afară noaptea la atac și până dimineața au lovit, au dat tot ce au prins, până i-a prins poliția și i-a arestat în urmă la videogames. 2013, în Washington, un tânăr de 14 ani și-a omorât părinții că nu l-au mai lăsat să se joace la videogames. I-au luat videogames și copilul s-a răzbunat. În 2005, în Alabama, un tânăr de 20 de ani a împușcat 2 polițiști și încă o persoană și când a fost întrebat să depună mărturie, printre altele, a rostit cuvintele: "Life is a video game."
Everybody has to die sometime. Tânărul ăsta a ajuns la concluzia că viața e un video game și până la urmă toți trebuie să moară într-o zi. Și el i-a ajutat pe trei să moară mai repede, că-i fun. În 2011, în Norvegia, un tânăr a omorât 77 de oameni, educat și pregătit de video games. În urma filmelor și imaginilor violente și a cărților, nuvelelor de groază, mulți tineri și copii rămân cu probleme psihice și apăsări spirituale de natură diabolică. Unele din aceste lucruri se întâmplă în casele noastre, cu copiii noștri, sub ochii noștri, sau noi suntem inconștienți. Avem o responsabilitate mare, uriașă. Chemare la pocăință, chemare la o alegere după voia lui Dumnezeu pentru părinți și chemare pentru copii, pentru tineri. Copii și tineri care credeți că lucrurile astea îs nevinovate și credeți că nu vă afectează, e minciuna numărul unu a diavolului. Stop! Opriți-vă! Părinți, faceți tot ce depinde de dumneavoastră și opriți aceste activități în dragoste și cu explicație, pentru că copiii se pot nenoroci sub ochii noștri și cu aprobarea noastră. Drogurile, altă epidemie. 10% dintre tinerii între 12 și 17 ani folosesc droguri. 7% dintre tineri folosesc marijuana. 120 mureau zilnic din cauza drogurilor în anul 2013. 120 în fiecare zi. 120 în America, fiecare zi. În anul 2013, acum sunt cam 127 pe zi. 111 pe lângă ăștia se sinucid. Și sursa numărul 1, nu întotdeauna, dar sursa numărul 1 sunt drogurile sau lipsa de droguri. 7 milioane în America au fost sub patima drogurilor în 2008. 20,1 milioane foloseau droguri ilicite atunci. Din ăștia, 20 de milioane, 7 erau împătimiți. Ceilalți foloseau așa din când în când. În 2012, cifra a ajuns la 25,9 milioane, adică 26 de milioane. Probabil că acum, în 2015, sunt la vreo 27 de milioane, 28 de milioane care folosesc drogurile. Imaginați-vă ce epidemie și câți mor în fiecare zi din această cauză. Cât sunt recuperați la centre de reabilitare, e greu de spus. Depinde de drogurile care au fost folosite, depinde de metodele aplicate pentru reabilitare. Statisticile arată între 5% și 70% sunt recuperați, dar cei mai mulți se întorc înapoi și niciodată nu pot fi câștigați. Cifrele acestea și realitatea aceasta ne arată că războiul e spiritual și că noi suntem angrenați în acest război. Luptăm noi împotriva violenței și împotriva acestor murdării care sunt transmise pe canale, fie ele de TV, video și așa mai departe. Vreau să comunic cu dumneavoastră, suntem noi împotrivă la așa ceva? Suntem noi împotriva consumului de droguri ilicite? Războiul ăsta e spiritual, fraților. Diavolul folosește toate metodele și e subtil și prinde slăbiciunea omului. Îl ia pe copil de la 12 la 13 ani. Vine un băiat mai mare sau o fată mai mare și îi spune: ia și tu puțin, hai și tu în parc cu noi la marijuana să vezi că o să te simți mai bine, tu nu-ți dai seama ce bine poate să-ți facă lucrul ăsta. Și copilul de 13-14 ani, mai ales dacă e un prieten de-a lui mai mare, se lasă dus de nas. Sau îi dă altceva mai tare o singură dată și îi dă pe gratis.
Apoi îi dă a doua oară sau a treia oară și iar îi dă pe gratis. Și asta vine de la prieteni sau cunoscuți de-a lor mai mari. Și îl prinde pe copil de la 12, 13, 14 ani. Și copilul acela poate să fie din biserică, poate să fie din familia unui părinte credincios sau unor părinți credincioși. Și părintele nu știe nimic și copilul nu-și dă seama că a fost prins în această cursă. Și trec 2 ani de zile și peste 2 ani de zile copilul nu mai poate, el nu se mai descurcă și are nevoie de bani. Și încep să dispară bani de acasă și încep să dispară lucruri de acasă pe care trebuie să le vândă copilul. Și părintele se trezește într-un târziu și pe când se trezește părintele, copilul deja este sub patimă și nu mai poate fi recuperat. Copilul plânge, își cere iertare și vrea să se schimbe și nu se mai poate schimba. Este un război spiritual, frați și surori. Iubiți tineri, iubiți copii. Noi ne-am angrenat în această luptă și credem că în spatele drogurilor și în spatele filmelor murdare și a videogame-urilor este diavolul cu toată armata lui și cu toată puterea întunericului, care nu caută altceva decât asaltează pe la spate pe cei mai slabi și îi prinde, îi atacă, îi agață cu momiala și apoi îi păstrează robi. Și unii au ajuns să fie copii dintre credincioși. Unii zic, dar cum e posibil? Alții zic, la mine în casă niciodată nu se poate întâmpla așa ceva. Sau cum e posibil, părintele acela, de ce n-a avut grijă? Și îl condamnăm pe părinte și parțial părintele e vinovat că ori n-a fost acasă, ori nu și-a supravegheat copilul. Dar și părintele care e atent și pe urmele copilului nu poate să știe tot ce se întâmplă în viața copilului. Copilul poate să primească substanțele astea la școală. Copilul merge la școală și în baie vin alții și se ocupă de el și părintele nu știe nimic. Există un război spiritual real, fraților, în care noi suntem angrenați și trebuie să fim conștienți de acest război. În momentul în care ești conștient, ești mai pregătit, ești mai atent, ai motive de rugăciune în plus, ai motive de discuție în plus. Nu lăsa creșterea și educarea copiilor la voia întâmplării sau pe seama oricui. Lasă că va fi bine, lasă că va fi bine. Este responsabilitatea noastră să ne implicăm în acest război. Și primul mod în care ne implicăm este cu sfat, cu iubire, cu comunicare, cu discuții deschise și apoi cu post și cu rugăciune și apoi cu unitate ca și popor al lui Dumnezeu. Suntem chemați să luptăm împotriva acestor duhuri și puteri care urmăresc copiii noștri și viața lor spirituală. Ce mai poate să facă un tânăr sau o tânără care a căzut într-o astfel de patimă? Ce mai poate să facă? Nu mai bun să meargă la școală, nu mai bun ca să-și țină un job, nu mai bun să fie membru în biserică, nu mai bun ca să-și facă o familie, nu mai bun nici pentru viața aceasta și-și pierde și veșnicia. Observați ce simplu se poate ruina tot ce Dumnezeu a pregătit pentru noi și pentru familiile noastre. Dumnezeu pune înaintea noastră întotdeauna binecuvântarea și blestemul, binele și răul, și noi suntem chemați să alegem. Alegerea este a noastră, să nu așteptăm din altă parte să vină rezolvarea. Președintele Americii nu e o soluție pentru problemele astea, dimpotrivă. Cu umilință și cu tot respectul pentru slujba pe care o are, cred că este una din problemele Americii. Este unul care cauzează probleme în America. Cu o mână pe Biblie depune jurământul și la urma acestui jurământ rostește cuvintele "So help me God". Deci cu mâna stângă pe Biblie, cu mâna dreaptă sus, "So help me God", adică cred în Biblie și cred în Dumnezeu. Și apoi cu mâna dreaptă semnează legi care sunt împotriva acestui cuvânt și împotriva Dumnezeului atotputernic. Rezolvarea nu vine
de la președinte. Rezolvarea nu vine de la Curtea Supremă. Curtea Supremă nu este soluția, e o parte din problemă. Curtea Supremă își deschide sesiunea rostindu-se fraza, se ridică toți judecători în picioare și spun: God save the United States and this honorable court. Sau honorable court. Dumnezeu să salveze Statele Unite și acest cort onorabil. Așa spune Curtea Supremă când își începe sesiunea. După această frază, ia hotărâri care caută să desfințeze cuvântul dat de Dumnezeul pe care îl onorează ei la început. Ce ipocrizie, ce falsitate, ce înșelăciune. Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să aibă milă de ei, de ei care iau hotărâri împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă. Soluția nu e acolo. Societatea în care trăim nu este soluția. Trimitem la închisoare oameni pentru că au abuzat câini și pisici, în timp ce de-a lungul anilor am omorât peste 55 de milioane de copii nenăscuți încă, peste 55 de milioane de avorturi. Și e ok lucrul ăsta, dar Doamne fer să ții un câine flămând sau să bați o pisică sau să o alungi afară din casă, că s-ar putea să ajungi la închisoare. De acolo așteptăm soluția, de acolo așteptăm rezolvare. De la o societate bolnavă, de la o societate cu mintea otrăvită care și-a pierdut echilibru. Avem prea multe fete adolescente însărcinate. Și care e soluția pentru societatea în care trăim? Împărțim mijloace de protecție la școală și învățăm pe copii cum să aibă relație intimă fără ca fetele să rămână însărcinate. Asta e rezolvarea. Așteptăm de acolo să vină soluția? De acolo așteptăm să vină soluția? Avem o epidemie a patimei drogurilor. E reală, nu vor să o recunoască cei de sus și ar trebui să se publice mai mult. Când în fiecare zi mor peste 100 de oameni în țară, în continuu, în medie, asta e o epidemie pentru care nu este tratament. Și care e soluția la epidemia drogurilor? Legiferăm marijuana. E legal să se consume marijuana. Așteptăm soluții de la oameni? Avem prea multă violență în țară. Prea multă violență. Care e soluția? Facem mai multe filme de groază, mai multe videogames cu violență ca să-i sătură mintea copiilor și tinerilor. Iubiți frați și surori, soluția nu vine din altă parte. Soluția nu vine de la societate, nu vine de la școală, nu vine de la guvern, nu vine de la Curtea Supremă, nu vine de la președinte, nu vine de la Congres. Soluția noastră e la Dumnezeu și la decizia pe care noi o luăm. La ora actuală, Europa se confruntă cu o problemă fără precedent. Peste 200 de mii de emigranți, majoritatea musulmani. M-am rugat cu privire la acest subiect și am zis: Doamne, e dezastru. Vreau să simt cu Europa, vreau să simt cu emigranții ăștia, oamenii ăștia. N-au fugit din țară de bine ce le e acolo. Din țara lor oamenii ăștia s-au alungat. Unii s-au omorât, li se taie capetele, nu numai la creștini, și la alții care au altă credință. Păi ca să îți iai nevasta și copiii și să pornești la un drum pe care n-ai fost niciodată și nu știi ce te așteaptă, trebuie să fii forțat de împrejurări și n-ai nimic cu tine. N-ai bani, poate ai o geantă cu merinde pentru o zi sau două. Oamenii ăștia sunt forțați să fugă din țările lor și inundă Europa. Și am zis: Doamne, ce se întâmplă aici? Și am văzut două scenarii. Dumnezeu, în timp ce mă rugam, într-una din seriile astea de săptămâna trecută, în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi deschide ochii și mintea să înțeleg ce se întâmplă. Și am zis: am să transmit gândurile acestea poporului lui Dumnezeu
pentru ca să reprezinte un motiv de rugăciune. Europa confruntată cu o problemă fără precedent. Puteți să vă imaginați? Peste 200 de mii de oameni care intră și țările, anumite țări se negociază cât să luăm, 3 mii sau 4 mii la noi în țară. Cât să luăm, 3 mii sau 4 mii? Hai să luăm 4 mii. Una zice, s-ar putea să mergem la 10 mii. Dar ce e asta cu privire la, raportat la numărul care vin? Și am zis, Doamne, ce se întâmplă aici și cum să înțeleg? Unde ești Tu, Doamne, în această situație? Și vreau să vă spun, convins 100%, Dumnezeu este în controlul acestei situații și Dumnezeu a orchestrat această situație. Dumnezeu este în spatele a ceea ce se întâmplă. Și aici se pot întâmpla două lucruri. Și așa m-aș bucura să se întâmple primul. Și ar putea să se întâmple primul și ăsta ar fi voia lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun ce s-ar putea întâmpla, ce cred eu și îți convins că o să fiți de acord și o să gândiți la fel. Dacă Europa ar fi creștină, cum a fost? Dacă Europa ar fi formată din popoare care se tem de Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, și ar deschide inima pe deplin, ar lua pe oamenii aceștia care sunt fugari, i-ar lua, le-ar da case, le-ar da apartamente, i-ar face vecini, s-ar îngriji de ei și le-ar vorbi despre Hristos. Și le-ar spune, măi oameni buni, voi aveți noroc sau binecuvântare că ați sosit la noi. Noi ne ghidăm după Biblie. Noi suntem învățați să iubim pe dușmanii noștri. Voi, chiar dacă sunteți musulmani, noi vă primim cu multă bucurie că așa ne-a învățat Hristos. Prietenii voștri, compatrioții voștri, cei care au același Coran în mână ca voi, au fost gata să vă omoare și ați fugit de ei, oameni care au aceeași Coran ca și voi, v-au scos afară din țară. Noi, pentru că avem Biblia, noi pentru că avem Evanghelia, noi pentru că l-avem pe Hristos, vă primim și vă arătăm care e adevărata credință și ce înseamnă să iubești chiar și pe dușmanul tău. În felul acesta Dumnezeu ar cuceri inima acestor musulmani emigranți. Și oamenii aceștia, când s-ar schimba lucrurile în țara lor, s-ar întoarce ca misionari înapoi în țara lor. Asta e șansa pe care Dumnezeu o dă Europei ca să evangelizeze țările musulmane. Imaginați-vă zeci de mii dintre ei, că ăștia după ce se convertesc, știți că sunt musulmani care se convertesc, văd așa un puțin de scepticism sau necredință, ca și cum că e imposibil să convertească musulmani. Ați auzit de musulmani care s-au convertit? Ați auzit? S-au convertit, fraților, să convertesc. Și știți că cei care se convertesc la creștinism, ăștia sunt tot așa de serioși, cum au fost de serioși pentru Mahomed și pentru Allah înainte, tot așa sunt de serioși acum și mai serioși pentru Hristos și pentru Evanghelie. Ăștia devin misionari. Și oamenii aceștia, când se deschide posibilitatea în țara lor să se întoarcă înapoi, ei se duc înapoi și evangelizează. Și acum sirienii se întorc la sirieni. Nu mai trebuie să meargă europenii. Mărg ei înapoi și evangelizează țările de unde au plecat. Asta ar fi planul și voia lui Dumnezeu. Asta am primit din partea lui Dumnezeu. Asta ar fi planul și voia lui Dumnezeu cu Europa. Dar Europa mai e creștină. Mai e creștină Europa. Să mai teme de Dumnezeu Europa. Ce se spunea mai înainte? 3% din oameni mai merg la biserică? Deci ce face atunci Dumnezeu? Că asta e prima variantă, alegerea Europei. Încreștinarea lor și trimiterea lor înapoi peste câțiva ani ca să misioneze țara lor și se aducă la Hristos. Dar Europa nu-și face datoria. Europa creștină nu-și face datoria. Și ce se va întâmpla? Ăștia 200 de mii, împreună cu celelalte 50 de milioane care sunt deja, probabil, mai mult sau mai puțin, în Europa, ăștia o să dea mâna împreună și o să înghită Europa. Și ăsta va fi judecata și blestemul lui Dumnezeu pentru Europa. Iată două variante. Ce mare diferență între una și alta? Nu-i mare diferență. Prima variantă,
să faci creștini din musulmani și să-i trimiți misionari în țările lor ca să câștigi oameni pentru Hristos. Asta ar fi extraordinar. O, Doamne, ai milă, măcar într-o țară să se întâmple lucrul ăsta. Dar pentru că oamenii nu ascultă de Dumnezeu, pentru că pe oameni nu mai interesează Evanghelia, Dumnezeu acum prin oamenii aceștia și prin cei care sunt deja acolo va judeca Europa. Și noi, dacă mai rămânem în viață și dacă nu vine Domnul și mai stăm pe aici vreo 30 de ani, na, acum și 50 de ani, nu ne-ar părea rău la unii să mai stăm, dar șanse sunt puține pentru cei care suntem trecuți de 50 de ani. Dar dacă mai ține lumea încă 30 de ani, o să vedem cât de aproape de realitate este ceea ce am spus. Dumnezeu va judeca Europa prin acești oameni. De ce? Pentru că Europa nu-și face datoria. În istorie se pot dovedi lucrurile acestea. Când o țară și-a făcut datoria față de Dumnezeu, Dumnezeu a folosit-o ca un bastion al autorității lui Dumnezeu și ca o binecuvântare pentru toate popoarele. Și când o țară și-a întors spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu a permis altor popoare să vină și să înghită. Asta e istoria omenirii. Și asta urmează să se întâmple în Europa. O alegere. O alegere ai de făcut și tu, iubit tânăr, frate și soră. Lumea de afară a ales. Lumea de afară a ales. Și unii care încă nu gândesc spiritual ar putea fi tentați să aleagă la fel. Iată ce a ales lumea și ce a făcut Dumnezeu. În Romani capitolul 1, cuvânt care se potrivește de minune, 100%. Romani 1 de la 22 în jos. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări dobitoace, cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii, se închină omul, este umanismul, în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dumnezeu i-a lăsat. Să nu ne mirăm că Dumnezeu își întoarce spatele sau lasă America. Ce putem cere noi pentru America e amânarea pedepsei. Doamne, nu pedepsi acum, mai amână, mai amână. Că iertare nu există numai în urma căinței. Când omul se căiește și se lasă de rău, Dumnezeu iartă. Degeaba zic eu, Doamne, iartă America. Păi Dumnezeu îl iartă pe cel care se pocăiește, se întoarce la el. Eu pot să zic în dreptul meu, Doamne, iartă-mă pe mine, mă las de tot ce-i rău și mă întorc cu fața înspre tine. Și Dumnezeu mă primește. Pot să zic, Dumnezeu, să binecuvinteze America. Doamne, binecuvintează America. Și pot să zic, Doamne, iartă America. Dar iertarea n-are loc până când omul nu se pocăiește. Mai degrabă spun, Doamne, nu pedepsi încă. Mai amână, Doamne. Sunt suficienți copii ai Tăi în America. Doamne, ne negociem cu Tine în rugăciune, așa ca și Avram pentru Sodoma și Gomora. De la 50 a ajuns la 10 și Dumnezeu a zis, dacă sunt 10, nu pedepsesc. Mai amân. Nu avea Dumnezeu de gând să ierte Sodoma și Gomora, dar nu pedepsea atunci. Și n-a găsit 10. Și eu zic, Doamne, privește pe întinsul Americii. Cred că mai sunt încă milioane de copii ai Tăi, Doamne. Mai sunt milioane de credincioși. Doamne, mai amână-ți pedeapsa, nu judeca America.
Mai amână, Doamne, mai lasă să treacă timp, dar dacă, da dacă se vor întoarce oamenii cu fața înspre Tine, Doamne, dar dacă poporul lui Dumnezeu se va trezi primul, trezirea începe de la Tine și de la mine. Am de făcut o alegere, ai de făcut o alegere. Oamenii au făcut alegerea lor și și-au primit pedeapsa, sunt sub judecata și pedeapsa și blestemul lui Dumnezeu. În schimb, pentru noi, alegerea e alta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Evanghelia după Ioan 3:16, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, tu trebuie să alegi să crezi, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ieremia 29:11-12, căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Care alegerea ta? Iubit tânăr, copil, poți să alegi videogame-uri, filme, distracții, sau poți să-L alegi pe Iisus? Dacă alegi videogames, droguri, distracții, băutură, îți semnezi singur sentința la moarte. Tu te acuzi și te condamni singur. Tu hotărăști nenorocirea ta. Viața ta pământească va fi un blestem, o pedeapsă, o suferință, o boală. Viața ta va fi unbearable, greu de purtat. Și apoi veșnicia e pierdută. Dar dacă îl alegi pe Hristos, lucrurile se schimbă. Iată că e diavolul de o parte, care îți arată frumusețea lumii și prin poftele tale te trage înspre pierzare. Și iată-L pe Hristos, mântuindu-te și mântuindu-mă pe cruce, cu brațele întinse pe lemnul de ocară și blestem, care prin jertfirea Lui dovedește iubire și care îți vrea viață. Cât de deștept trebuie să fii ca să faci această alegere? Cineva ar putea să spună, mă, dar eu nu sunt așa deștept, nu sunt așa de priceput. Hai să mai spun încă o dată, să văd cât de deștept trebuie să fie un om ca să aleagă bine. De o parte e diavolul, care îți promite plăcerea de o clipă și viața în ruină. Moarte, blestem, chin și despărțire veșnică de Dumnezeu. Și nu o să poți să ai nici un job, nici școală să termini, nici familie, nici pace, nici liniște, nici bani, nimic pe pământ și veșnicia pierdută. Asta e de o parte, asta oferă diavolul. De cealaltă parte e Hristos Domnul, care și-a dovedit dragostea prin jertfirea Lui. Și El îți promite viață, pace și liniște și har aici și îți promite veșnicia. Cât de înțelept trebuie să fii ca să-L alegi pe Hristos? Nu trebuie, și un copil de clasa a doua poate să-L aleagă pe Hristos. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori și iubiți tineri. Haideți să ne rugăm pentru generația tânără. Să ne rugăm pentru generația tânără, fiecare în dreptul lui să ia o hotărâre. Fiecare în dreptul lui să ia o decizie. Fiecare în dreptul lui el să spună, Doamne, Te vreau pe Tine, Doamne, Te aleg pe Tine. Doamne, nu e o altă variantă. Nu sunt 3 sau 4 variante. Nu e o variantă de mijloc. Ori e moartea și blestemul și chinul, ori e pacea și fericirea și binecuvântarea și veșnicia cu Hristos. Ce vrei să alegi? Ce vrei să alegi ca și părinte? Ce vrei să alegi ca și prieten al casei lui Dumnezeu? Noi toți suntem chemați să-L alegem pe Hristos Domnul. În seara aceasta pentru Hristos Domnul, pentru împărăția Lui, pentru Evanghelia Lui. Și haideți să ne rugăm în sensul acesta.